Hai să ne concentrăm. Trei cuțite, cum spuneam. Trei cuțite la șef. Te așteptai? Adică te știai așa? Când m-am înscris, am gătit la destul de mulți prieteni stilul ăsta de mâncare. Nu foarte mulți mănâncă organe. Tocăniță de pipote? Pipote cu inimi, sos de soia și oțet balsamic cu ceapă caramelizată, da. Dumnezeu, mă, ce vegan și de-astea. Asta mă mâncă. Puțin reeditat, adusă un pic spre chinezesc, așa, știi? Și am tot gătit la oameni care nu mănâncă organe, că nu foarte mulți oameni mănâncă, știi? Da, da. Și am încercat să gătesc de fiecare dată și să-mi conving oameni care nu mănâncă. Și au mâncat și au zis, bă, da. Băie, ce trebuie. Da. Și cu ideea asta m-am dus acolo. Am zis că dacă mă înscriu și trec mai departe și iau trei cuțite, să iau cu și pe ăsta de mâncare. Și chiar a fost... Da, cu trebuie să ridici tacheta, că trebuie să faci și altele. Da, normal. Păi mă duc mai departe, în bootcamp. Da, înțeleg că e pe linie maternă cumva, bunica ta... Bunica mea a fost bucătăreasă, ca să zic așa, da, talentată. A stat croităreasă bucătăreasă, asta făcea. Făcea costume populare pentru cei care cântau și bucătăreasă întotdeauna era... Era pasiunea principală, ei, cum ar veni. Da. Da. Da, și te-a învățat inclusiv ea? Tata, că nu, dar fiind mic și văzând tot timpul la ea, știi? Mai târziu tata gătește de fapt mai mult decât mama. Mama gătea de nevoie, okay, ca să zicem așa. Ei erau plecați de acasă, iar tata gătea tot timpul cu plăcere. Avea cărți de bucătărie pe care le citea și tot timpul în fiecare weekend ne făcea cât un preparat de ăsta special. O pasiune, da, da. Și recunosc că îmi place să stau în bucătărie, dar cel mai mișto e să gătești când mănâncă cineva, știi? Dacă îți faci pentru tine, e destul de... Da, te satur până să te ridici. Așa e, așa e, așa e. Și erau plecați, ai și feedback-ul, știi? Exact. Erau plecați de acasă și mă uitam la emisiunea, la bucătăria lui Radu, știi cum era pe... Da, și așa am gătit prima oară și am zis, ia, m-am uitat și am văzut o musaca. Și zic, ia, stai, mă, duc eu la magazin. Prezenta, Dumnezeu să-l ierte, cum o prezentați, îți ploua în gură, mă, n-ai cum. Bă, era într-un mare fel, era într-un mare fel, adică... Un erudit al bucătăriei, adică... Mi-a luat 4 ore jumate să fac musacaua aia, la sfârșit a venit toată lumea acasă, am mâncat, nu știu dacă au mâncat în bun simț, dar au zis că le-a plăcut și că a fost diferită față de musacaua pe care o făcea bunica mea. Da. Acum ce zic, că eram copilul lor, trebuia să zică, da. E, da, uite, susțin, nu, poate chiar a fost bună, mai știi? Zic că la vârsta asta fug de acasă, zic că e bună, zic că e bună. Nu, dar știi care e chestia mișto? Că tot timpul mi-a plăcut oarecum bucătăria și în momentul în care făceam facultatea, m-am decis să fac niște cursuri, știi? Și în momentul ăla aveam de ales, trebuie să mă duc pe partea asta de coafor sau spre partea de bucătărie. Cam așa ești, decideam cu mama. Știi? Ești stilist bucătar. Da. Lăcătuș cofetar, cum și am ales până la urmă să mă duc spre partea de păr. Știi? E tot o zonă artistică. Adică da, ai multe opțiuni normal, care poți să combini, să faci, să creezi și așa mai departe. Cu multă, exact, cu multă creativitate lucrezi. Da, creativitate. Și am zis, hai că mă înscriu la emisiune să văd cum ar fi fost dacă o alegem, o luam pe drumul ăla, știi? Mi se pare și o continuare firească. Multe fete spun că un bărbat care gătește, acum am trecut la alte imagini, aoleu. Un bărbat care gătește este... Care gătește și pune imaginile astea. Intrasem aici cu musacaua. Da, vorbeam de musaca, nu de... Un bărbat care gătește e sexy, adică este atrăgător. Dacă mai faci și scheme de-astea, de vedem noi acum, pun imagini... Și de-aia te întreb acum ca babele alea, de ce n-ai pentru cine găti, știi? De ce? Păi, am avut pentru cine găti, dar acum nu mai am. Îi plăcea că numai ceafa. S-a dus pe ceafă. S-a dus pe ceafă, da, da. A, e doar o perioadă. Da, e o perioadă. Intermediară, așa. Încerc și eu să-mi găsesc drumul în viață, știi? Și mângâie motanul, așa, da? Da, 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 da. Ești că plănuiește să distrugă lumea, așa. Vă arăt eu vouă. Da. Drumul, eu cred că este unul pe care au mers mulți. Adică... Pare bătătorit, băiat frumos, natural, talentat, cu succes la fete, cu succes în televiziune. De mult, da, da. Da, da. Ai putea avea un drum lin. Sun la casa mea, am jobul meu, am business-ul meu, să știu să gătesc. Corect. Dar poate cine știe, acum la șefi chiar descoperi talentul ăsta care putea fi dominant și intri pe zona asta, nu știu, restaurant, habar n-am. Te-ai gândit la Da, chiar m-am gândit... Nu e o perioadă bună, cu siguranță. Nu, e adevărat, dacă am foarte mulți mai prieteni, Doamne, care și-au închis locațiile din motivul ăsta, știi? Adică chestia asta care s-a întâmplat, cam... cred că a afectat într-un fel sau altul pe toată lumea, inclusiv business-ul meu l-a afectat, pentru că îți dai seama,
toată lumea depinde într-un fel sau altul, sunt legate evenimentele, da, petrecerile și așa mai da, departe. Da, vin în lanț când cade da. O verigă să cam... Dar încerci să te zbați acolo, să stai în linie, să faci cât mai bine, să găsești soluția în care să rezolvi problema, știi? Cum ești din punctul ăsta de vedere? Așa, 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 adică nu pot să zic, știi, mă adaptez. Te adaptezi, că n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. N-ai, te adaptezi și găsești soluția cea mai bună. Sunt momente când merge bine, sunt momente când merge mai prost. Acum și schimbările astea, fluctuațiile astea foarte mari de la... Acum se închide, acum nu se închide. Nu? Exact. Uite. Stai să te uiți ce incidență ai, asta mi se pare o nebunie. Te trezești dimineața să vezi exact. Dacă ai un local sau un... Trece de 7,5, eu trebuie să închid la ora 6. Dar unde te informezi fiecare zi să vezi? Ia cât e azi, cât, e, cât o să fie mâine? Păi da, urmăresc că n-am ce să fac. Că mă trezesc când trebuie să închid la ora 6, că rata incidenței a trecut de 7,5. Și eu la ora 5 nu știu, sau știi? Și te trezești că îți vine imediat un control. Din fericire, să zic, tu nu lucrezi cu lucruri perisabile, dar gândește-te că sunt oameni care își fac aprovizionări cu marfă. Și vezi că nu închid la ora 6, tu trebuie să dai clienții afară la ora 5. Da. Că tu trebuie să strângi, trebuie să dai note, trebuie să nu știu ce, adică tu e, știi, nu e. La restaurant, da. E foarte, foarte nașpa. Dacă depășești de ora 6, e ca și cum ai funcționat. E foarte nașpa. Pe de altă parte, e foarte bine că vine căldura. Și într-un fel sau altul putem să stăm afară și lucrurile încep să se miște. Rămân terasele cât de cât. Da. Să sperăm că doar anul ăsta o să fie oarecum de sacrificiu. Uite-te și tu la el. Hai mă că îi place la noi pe care. Să sperăm că doar anul ăsta o să fie oarecum de sacrificiu așa și de la anul lucrurile să-și păi, revină. Așa speram și anul trecut pe vremea asta. Știi? Da. Da. Uite-te, vorbeam astăzi în plină campanie de vaccinare pe planetă, ne confruntăm cu cel mai al dracu val. Băi, ceva nu se leagă. Adică acum când omenirea vaccinează de 3 luni, americanii au vaccinat 100 de milioane, înțeleg, ai cel mai nasol val. Da, același asta s-ar putea să fie foarte rău pentru... Primii se duc ăia care au avut COVID-ul pentru că nu vor să mai treacă prin așa ceva. E adevărat. Înțelegi? E ca și ca la orice chestie. Dacă nu o te izbi de lucru respectiv, nu știi ce înseamnă. Și da. S-au dus primii, s-au pus pe liste de așteptare ăștia care au avut. Știi? E adevărat. Ăștia care nu au avut și sunt mulți care nu au avut. Acum, la al treilea val, o să fie destul de mult să-și dea seama. Da. Da, uite, părinții mei au avut, știi, și n-a fost o situație deloc ok păi. Și nu s-au simțit bine. Exact. Inclusiv gândește că au contact cu foarte mulți oameni care ară... au luat virusul și nu mai sunt, în păcate, că da, în jurul meu, având... Da, toți începem să avem. Interacționez foarte mult cu oameni toți începem și... să avem cunoscuți care ori au trecut printr-o formă foarte grea, ori nu și mai nu sunt. Și nu e ok, crede-mă că nu e ok și... Da. Da. Mă ori te vaccinezi, ori țipi jos COVID-ul. Merge și asta foarte bine. Merge și asta. Dacă țipă destul de multă lume, pleacă. Da. Ha, da. Da, da. Da. Mă suntem prea puțin care țipăm asta. Pandemia, da. Țipăm puțin, eu ies da. Pe balcon dimineața și eu m-am uitat în farfurie aia. Bă, chiar arăta mișto, jur. Cred că era chiar tocănița, nu? Ce am văzut noi. Da, da, în farfurie, da. Și au prins-o și caldă. Pentru că filmările sunt în avans. Poți să ne zici dacă ei mi-ai surprins cu ceva? Ce anume? Filmările sunt în avans, adică voi ați filmat mult, ne poți spune... Urmează, dacă... trec în bootcamp, rămâne de văzut mai încolo ce se întâmplă. Da. Și cu e un fel... foarte tare, foarte tare și e diferit față de... Na, sunt obișnuit cu camerele, nu e asta problema. Dar când îți dă un timp limitat, faia, te panichezi un pic că nu ești la tine în bucătărie, nu știi cum e și experiența e foarte mișto, eu sunt dependent de adrenalină, știi? Și îmi place challenge-ul ăsta și presiunea asta, așa, știi? Și mi-a... Mamă, eu transpirasem acolo, eram... Mă fițeam varză. Experimentez căsnicia, așa e și asta. E și de gătit foarte greu, pentru că trebuie să le fierbi foarte mult. Și într-o oră, timpul e destul de limitat. Asta au spus și ei, știi? A fost destul de îndrăzneață. În căsnicie, zici? Da, așa trebuie e. Să timpul... le fierbi foarte rău în căsnicie? El a continuat cumva logic, da. Pe fete trebuie să le fierbi. Bine, o să stăm cu ochii pe tine, vedem cu ce i-ai surprins și pe ei și pe noi și poate ne mai vedem mai spre final încolo, dacă, da, o să dacă ne vedem parcursul e lung. Ne, da? Ne vedem mai târziu, dacă e așa. Și poate ne gătești într-o seară aici ceva. A, da, eu sunt de acord. Ce zici? Da, clar. Este de la Ida, de la regie, adică sunt și fete. Până care atunci, vor să Joy rămâne la noi. Joy? Vor să mănânce ceva făcut de mâna ta, dacă înțelegi. Da, cu siguranță mă bag. Păi, ce ziceam? E mult mai mișto să gătești pentru cineva. Asta zic. Vedem. Băi, câte cuțite aici suntem. Aici suntem, sau... te așteptăm. Mersi mult. Mersi. Mulțumesc.